Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care și în aceste zile pe fiecare dintre noi ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești. Îl binecuvintesc pe Dumnezeu pentru primăvara anului acesta. Este o primăvară în care am multe amintiri, deoarece în urmă cu 10 ani Dumnezeu a vorbit într-un mod deosebit sufletului meu. În urmă cu 10 ani l-am mărturisit pe Domnul Isus Hristos ca Domnul și Mântuitorul vieții mele. În urmă cu 10 ani l-am mărturisit pe Domnul Isus Hristos ca un mijlocitor al legământului celui nou dintre Dumnezeu și om. În urmă cu 10 ani am intrat în apă botezului, împlinind astfel cuvântul Domnului Isus Hristos care spune Către ucenicii să-i mergeți în toată lumea Și propovăduiți Evanghelia la orice făptură Și oricine va crede Evanghelia și se va boteza Va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit în urmă cu 10 ani am crezut Evanghelia. Și după ce am crezut Evanghelia Domnului Isus Hristos, vestea bună că Isus este Fiul lui Dumnezeu, vestea bună că prin Isus Hristos avem iertarea păcatelor, vestea bună că prin Isus Hristos suntem răscumpărați din felul de șer de viețuire, vestea bună că prin Isus Hristos suntem înfiați în familia lui Dumnezeu, vestea bună că de acum putem să strigăm către Dumnezeu ca și către un tată și, el să ne fi, și noi să fim copiii lui, vestea bună că Domnul Isus va veni pe cerului și ne va lua la el pe noi care am crezut în numele lui vestea bună că există sub cer un singur nume în care oamenii pot să fie mântuiți, numele Isus Hristos. În urmă cu 10 ani am împletit bucuria aceasta a mântuirii cu suferința pentru că am început să le predică noriașilor oriașilor mei vestea aceasta bună din parohile Sasca Montană și Sasca Română, județul Caraș-Severin pentru că am înțeles ce înseamnă pocăința, pentru că am înțeles ce înseamnă credința, pentru că am înțeles ce înseamnă harul lui Dumnezeu, pentru că am înțeles ce înseamnă dragostea Tatălui din ceruri descoperită nouă oamenilor prin Domnul Isus Hristos. Enoriașii mei mi-au făcut reclamație sperindu-se de mine, zicând că eu sunt un preot tânăr și o să-i pocăiesc pe toți cei din satele unde sunt eu preot. Oamenii s-au speriat de pocăință. mi-au făcut reclamații la episcopia de Caransebeș și am fost judecat. Am fost chemat să dau socoteală pentru credința care este în mine. Și în urma acestui moment, în care am mărturisit că eu cred doar Evanghelia, vestea bună descoperită nouă, prin Domnul Isus și Sfinții Apostoli că eu vreau să rămân preot în biserică ortodoxă, însă vreau să predic doar scripturile, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. În urma acestei afirmații, episcopul Laurențiu Streza de la Caransebeș, împreună cu toți consilierii, împreună cu sinodul episcopiei de la Caransebeș, au luat hotărârea de a mă excomunica din biserică ortodoxă, de a mă caterisi din poziția de preot și de a mă pune sub osânda anatema pentru singura vină că m-am întâlnit cu Domnul Isus Hristos și am hotărât ca preot în parohie să-L predic doar pe Domnul Isus Hristos și puterea învierii Lui. Soția mea a fost ștearsă din dipticele bisericii ortodoxe și a fost pusă sub osânda a furisaniei. Am fost excomunicat și am fost dat afară din casa parohială. În urmă cu 10 ani mi-am pierdut astfel slujba aceasta bună, slujba de preot dar am primit de la Domnul o slujbă și mai bună, și anume slujba împăcării omului cu Dumnezeu, chemându-i pe oameni și rugându-i fierbinte de atunci și până azi să se împace prin Domnul Isus Hristos cu Dumnezeu. Dacă în urmă cu 10 ani oamenii m-au scos afară pentru credință din cele două parohii, astăzi Dumnezeu mi-a dat toată țara să fie parohia mea. Astfel, pe oriunde merg, deschid Biblia, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, și fie în case particulare, fie în locuri publice, fie în adunări. Le vorbesc cu oamenilor despre singurul mântuitor adevărat, despre singura cale adevărată, care se numește Domnul Isus Hristos. Dacă în urmă cu 10 ani am lăsat pe părinții noștri, ai mei și a soției, în urma noastră, astăzi și ai mei și ai soției sunt pe calea credinței. Și un frate de-al meu de la Timișoara împreună cu soția lui, un unchi de-al meu împreună cu soția lui, sunt pe calea credinței și au deschis în localitatea unde locuiesc o adunare în care astăzi se predică pentru prima dată Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dacă în urmă cu 10 ani i-am lăsat pe colegii mei preoți în urma mea și dacă colegii mei preoți mi-au transmis și mi-au spus în față, întâlnindu-mă cu ei, că nu mai pot să fiu prietenul lor, pentru că am fost blestemat de către Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe, de către Sfinții Părinți, de către Sfintele Canoane. Am fost blestemat de către Sfinții Părinți. Dacă sunt blestemat de către Biserica Ortodoxă, nu mai pot să fiu prietenul lor. Astăzi îl binecuvintez pe Dumnezeu că pot să-mi aduc aminte că am ajutat cinci preoți să vină la credință. Și chiar anul acesta îl avem pe al șaselea preot, care este hotărât să se boteze, care este hotărât să-l mărturisească pe Domnul Isus Hristos și în apa botezului, care este hotărât să-l mărturisească pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții lui și al tuturor celor ce vor crede în el. Vreau să aduc acum înaintea dumneavoastră câteva mărturii care, cu siguranță, vă vor mișca sufletul și vă vor spune despre modul minunat în care și astăzi cercetează Dumnezeu pe cei ce se lasă cercetați de El. Sfânta Scriptură ne spune că mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Îl binecuvintez pe Dumnezeu că în anul 2007, la noi, la biserica din Reșița, unde am fost ordinat păstor, în duminica dimineața din 7 august, ne-am trezit cu părintele Nikita Ioan, de la Iași, în holul bisericii. Era îmbrăcat în reverendă, avea o casetă cu mărturia întoarcerii mele la Domnul în buzunar, și preotul acesta, pe nume Nikita Ioan, a venit tocmai de la Iași, din localitatea De Baștină. A călătorit toată noaptea ca să mă întâlnească pe mine, având o singură dorință: să cunoască și să vadă cum arată un preot care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Preotul acesta mi-a mărturisit că a fost 33 de ani preot în biserică ortodoxă. A ajuns la o vârstă de 61 de ani și n-a auzit până atunci de la niciun preot să facă afirmația că într-o zi s-a întâlnit cu Dumnezeu. A venit să vadă cum arată un preot care s-a întâlnit cu Dumnezeu și după ce am avut câteva discuții acolo în holul bisericii, L-am invitat în biroul pastoral și preotul acesta m-a întrebat următoarele, regreți faptul că ai părăsit poziția pe care ai avut-o ca preot în biserica ortodoxă? Și am zis, Părinte Nichita, nu regret nimic. Regreți posibilitățile financiare pe care le-ai avut ca preot? Pentru că o vorbă românească spune că popă să fii, că trăiești și de la morți și de la vii. Și o altă vorbă mai spune că dacă vrei să mănânci colaci, nu mai poți să te faci. Regreți posibilitățile financiare pe care le-a avut ca preot. Și am spus părinte, Nichita, nu regret nimic. Regreți relațiile pe care le-a avut ca preot al Bisericii Ortodoxe, cu intelectualitatea satului, cu profesorii, cu doctorii, cu cei cu care intrai în contact și care te respectau ca un preot. Și am spus părinte, vreau să vă răspund. Cu cuvintele unui mare apostol, cu cuvintele marlui apostol Pavel, care, în epistola către Filipeni, face următoarea mărturisire: Dar lucrurile acestea, poziția, banii, relațiile, care pentru mine erau câștiguri, adică și pentru mine, Florea Daniel Cristian, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să-L câștig pe Cristos și să fiu găsit în El nu având o neprihănirea mea, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credința în Domnul Isus Hristos. Am lăsat totul, ca să-l cunosc pe el și părtășia învierii lui și, părtă și a suferinților lui și să mă fac asemenea cu moartea lui ca, su, ca, să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Preotul acesta, Nichita, a fost foarte mișcat de aceste cuvinte pe care le-am spus, a fost foarte mișcat de faptul că n-a văzut pe fața mea și în cuvintele mele nicio urmă de regret că am părăsit slujba și poziția de preot, fratele păstor senior i-a dat un cuvânt acestui preot, timp de o jumătate de oră păritele Nichita a vorbit adunării cu lacuri în ochi, adunarea a fost cercetată, iar la sfârșit acest preot Nichita Ioan a făcut următoarea mărturisire. De azi înainte, Dumnezeul tău vreau să fie și Dumnezeul meu. Poporul cu care tu te închini vreau să fie și poporul meu. Facă domnul ce o vrea, eu de tine nu mă las. Părintele Nichita a venit la noi acasă, a mers împreună cu dumnealui în mai multe adunări, l-am prezentat fraților păstori, am început să studiem Biblia și în același an 2007, pe data de 14 octombrie, când Iașul, localitatea dumnealui de Baștină, era într-o mare sărbătoare, cinstind-o pe cuvioasa Parascheva, într-o sărbătoare la care au venit pelerini din toată țara, să se închine și să sărute oasele cu ei Parascheva, la o sărbătoare la care episcopii erau îmbrăcați în cele mai frumoase odăjdii, părintele Nichita a dezbrăcat odăjdiile preoțești în acea zi la Lugoj, într-o biserică din Lugoj pentru totdeauna, a îmbrăcat haina albă a botezului și a intrat în apa botezului, mărturisind că vrea să moară împreună cu Hristos, și să învieze la o viață nouă împreună cu Hristos. Și aceasta făcându-o la vârsta de 61 de ani, după 33 de ani de preoție. Preotul Nichita a fost născut din nou prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt care l-a cercetat. O altă mărturie deosebită vine de data aceasta de la Roma, de la Vatican. Un tânăr român pe nume Iulian Bobe care a studiat seminarul teologic romano-catolic la București, care a studiat în facultatea de teologie greco-catolică de la Blaj, a fost trimis la Roma, la Vatican, să studieze și tânărul acesta, Iulian Bobe, a slujit pentru o vreme împreună cu Papa Benedict al XVI-lea și într-o zi când era în Roma a primit un dividiu cu mărturia întoarcerii mele la Domnul. Tânărul acesta, a studiat acest video, m-a sunat la telefon, am stat de vorbă mult pe teme scripturale, pe teme spirituale, l-am invitat ca atunci când va veni în România să mă viziteze, m-a vizitat, am stat câteva zile împreună, ne-am rugat, am studiat cuvântul lui Dumnezeu, am vorbit mult despre Dumnezeu și despre dragostea lui Dumnezeu, arătată prin Domnul Isus Hristos, și înainte de a pleca ne-am pus pe genunchi la rugăciune, înainte de a pleca la Roma. În timpul rugăciunii, tânărul acesta Iulian Bobe l-a primit pe Domnul Isus Hristos în inima lui ca domn și mântuitor personal. Atunci am zis, Iulian, tu te vei întoarce înapoi la Roma. Acolo sunt multe altare la Vatican. Nu poți să slujești toată viața unui Dumnezeu necunoscut. Mai întâi trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu, ca apoi să-L slujești cu adevărat pe Dumnezeu. L-am pus în legătură cu o adunare din Roma. Duminica sluja la Vatican cu Benedict al XVI-lea, iar miercurea mergea la acea adunare, unde se organizase un studiu biblic, unde era un curs de cateheză. Tânărul acesta, Iulian, cu multe studii în teologie, s-a apropiat încet, încet de înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu. Și într-o zi m-a sunat la telefon zicându-mi: Vreau să te invit la botezul meu. M-am hotărât să mă botez la maturitate. Am înțeles ce înseamnă Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Am înțeles că El este. Cel în care Dumnezeu Tatăl a pus toate comorile înțelepciunii și științei, că el este începutul și sfârșitul oricărei vieți creștine, și vreau să încep o viață nouă de trăire împreună cu Domnul Isus Hristos, împreună cu Dumnezeul cel adevărat. S-a organizat un botez în acea biserică pe data de 13 aprilie anul 2009 m-a invitat la botezul lui și împreună cu păstorul acelei biserici am intrat în apă botezului și pe lângă alți candidați la botez pe care i-am botezat, l-am botezat și pe cel care se pregătea să fie nunțiu apostolic, să fie ambasadorul papei pe pământ. L-am botezat și astăzi este ambasadorul Domnului Isus Hristos. Tânărul acesta apoi m-a invitat la logodna lui, la cununia lui, Astăzi au și un copil, m-a invitat la binecuvântarea lui și apoi am fost și la ordinarea lui ca păstor. Astăzi slujește într-o biserică din Roma, într-o biserică evanghelică, predicând adevărul și cuvântul lui Dumnezeu tuturor celor din Roma, fie de aproape, fie de departe. Îl binecuvintez pe Dumnezeu pentru acest tânăr că i-a schimbat viața într-un mod deosebit. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care schimbă vieți și în ziua de astăzi. În anul 2009, printr-o conjunctură, am luat un preot bătrân la ocazie. Preotul acela bătrân se tot căuta în buzunare să-mi dea ceva bani și am zis nu trebuie să-mi dați niciun ban. Eu vreau să vă dăruiesc ceva. I-am dăruit un dividiu cu mărturia întoarcerii mele la Domnul. Omul acesta fiind mai în vârstă, nu știa cum să lucreze cu aparatura electronică, i-a dat unui preot mai tânăr și călugăr. Acesta, călugărul, având laptop la mănăstire, un lucru care m-a șocat la prima vedere, dar m-am bucurat că și călugării din ziua de astăzi au laptopuri, au iPhone, au iPad-uri, sunt conectați la înalta tehnologie. Călugul acesta a urmărit dividiul cu întoarcerea mea la Dumnezeu. M-a contactat la telefon, am mai luat legătura cu alți frați și am vorbit o vreme cu el la telefon, m-a tot sunat el. Într-o zi, însă, l-am sunat eu să văd ce mai face. Mi-a răspuns la telefon că este la facultate, la Cluj, la Facultate de Teologie Ortodoxă din Cluj studiază la secția teologie artă sacră. Tânărul acesta, călugăr care de fapt a stat vreo 15 ani în mănăstire, peste 15 ani, discutând cu mine din cuvântul lui Dumnezeu, începând să îl conduc prin cuvântul lui Dumnezeu, am început să ne aprofundăm scripturile, să aprofundăm privirile în Sfintele Scripturi și l-am condus la un studiu pe epistola către evrei. Aici l-am descoperit pe Domnul Isus Hristos, ca marele preot, ca singura gerfă primită de Tatăl nostru, cel din ceruri. În epistola către evrei, în capitolul al treilea deja, începe un excurs, o prezentare a Apostolului Pavel despre Domnul nostru Isus Hristos. Apostolul Pavel, cel care a scris epistola către evrei, îl prezintă pe Domnul Isus Hristos ca apostolul și marele preot al mărturisirii noastre. Îl prezintă pe Domnul Isus Hristos ca cel ce a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a avut Moise, ni prezintă pe Domnul Isus Hristos care este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. În capitolul 4 al epistolei către evrei, Apostolul Pavel ni prezintă pe Domnul Isus Hristos ca mare preot. Astfel, spune autorul epistolei, avem un, avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, avem un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. Unul care în toate lucrurile a fost ispirit ca și noi, dar fără de păcat. De aceea, fraților, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Dacă orice mare preot este luat din mijlocul oamenilor, este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jerfe pentru păcate, tot așa și Hristos este mare preot și el nu și-a la singur slava de a fi mare preot, ci oare de la cel ce a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși intra loc, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Mai departe, Apostolul Pavel îl prezintă pe Domnul nostru Isus Hristos într-o perspectivă deosebită și ne spune să lăsăm adevărul începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele de desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia a pocăinței de faptele moarte, a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, ci să mergem la un alt nivel, să-L cunoaștem pe Domnul Isus Hristos la un alt nivel. Și uitându-mă în Sfânta Scriptură, am descoperit că în capitolul al șaselea sunt scrise următoarele cuvinte. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărârii lui a venit cu un nou jurământ, pentru ca din două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Aceste două lucruri sunt poziția Domnului Isus ca mare preot și jertfa Domnului Isus. Sunt două lucruri care nu se pot schimba niciodată și acestea sunt a sufletului nostru. Această nădejde pe care o avem ca o a sufletului nostru, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua din lontrul templului, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Mergând mai departe, spicuiesc din epistola către evrei, autorul ne spune că dacă dar desăvârșirea ar fi fost prin preoții, cu putință prin preoția leviților, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot de părânduiala lui Melchisedec și să nu rămână după rânduiala lui Aron? Dar odată schimbată preoția lui Aron, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Iată ce se mărturisește despre Domnul Isus Hristos, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Pentru că se desfințează o poruncă, adică porunca dată de Dumnezeu prin Moise, pentru că legea n-a făcut nimic de săvârșit și se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și această nădejde mai bună este poziția marelui preot a Domnului Isus Hristos înaintea Tatălui nostru cel din ceruri. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Isus a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis: Domnul a jurat și nu se va căi. Tu ești preot în veac, după rânduia lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Acolo, la Templu, și am explicat lui Gheorghe, și aici, la noi, în Biserica Ortodoxă, de la alba iulia de la arhiepiscopie de la mitropolie de la patriarhie în biserica romano-catolică de la Vatican sau din orice parohie și aici și acolo au fost preoți și sunt preoți în mare număr pentru că moartea îi împiedică să rămâne pururea dar înaintea Tatălui nostru cel din ceruri este un singur preot anume Domnul Isus Hristos el are o preoție care rămâne în veac are o preoție care nu trece de la unul la altul, pentru că moartea nu-L împiedică pe Domnul Isus Hristos, pentru că El a murit o singură dată pentru totdeauna și moartea nu-L mai stăpânește. De aceea, și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru fiecare dintre noi. Măi, Gheorghe, îi spuneam, Uite ce spune autorul epistolei către evrei, un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jerfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, pentru că lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jerfă pe sine însuși. În adevăr, Legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii. Legea lui Moise, legea noastră ortodoxă, legea romano-catolică. Dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, îl pune pe fiul care se desăvârșit pentru veșnicie. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot, care se așeza la dreapta scaunului de domnia al mării din ceruri, ca slujitor al locului prea sfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Uite ce spune aici Gheorghe. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea și Domnul Iisus Hristos, marele preot, trebuia să aibă ceva de adus ei, adică preoții din vechime, dar și cei din ziua de astăzi, pentru că cei din ziua de astăzi sunt de fapt continuatorii legii lui Aron, legii date de Dumnezeu prin Moise, adică a unei legi care de fapt a fost desfințată în urmă cu 2000 de ani, o lege care nu mai este valabilă înaintea lui Dumnezeu, preoții aceștia fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești. După poruncile date de, moi, lui, de Dumnezeu lui Moise când i s-a zis să facă cortul? Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este el e mai bun, legea pe care o aduce el e mai bună, că ce așezate pe făgăduință pe făgăduințe mai bune. Și uite ce spune mai departe, toate lucrurile acelea din Vechiul Testament, dar și acestea ale preoții ortodoxe și romano-catolice, sunt niște porunci pământești. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste ce intinații sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși, gerfă fără patul lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Măi, Gheorghe, cu cât mai mult. Sângele Domnului Iisus Hristos face astăzi pentru noi o curățire de păcate față de tot ceea ce cunoaștem noi și ce am cunoscut noi din slujirea noastră, apoi din copilăria noastră, din tradiția noastră. Cu cât mai mult este mai de preț înaintea Tatălui sângele Domnului Iisus față de prescuri, față de pomeni, care sunt o jertfă pentru păcate, față de apa sfințită, despre care se spune că aduce curățirea trupului și aduce curățirea cugetului, față de prescură, față de pâine, față de vin, față de tot ceea ce are un preot ortodox în slujirea lui, cu cât mai mult este jertfa Domnului Iisus Hristos o jertfă bine primită de Tatăl pentru iertarea păcatelor. Măi, Gheorghe, uite, vreau să-ți explic și să-ți arăt cum stau lucrurile. Căci Hristos N-a intrat într un locaș de închinare făcut de o mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, adică Hristos. Acum nu mai este într o biserică. Domnul nostru Isus Hristos nu slujește în ceva care este făcut de mână omenească, care este de fapt uh, luat uh, acea biserică cu rânduiala ei ca un luat modelul al celui din ceruri. Ci Hristos Isus a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu și nu ca să se aducă de mai multe ori pe sine, jertfă pe sine însuși, ca marle preot, care intra în fiecare an în locul prea sfânt cu un sânge care nu este a lui, ca preoții care intră astăzi în altar, aducându-i lui Dumnezeu jertfă, aducându-l pe Domnul Isus Hristos jertfă pe masa Sfântului altar. Fiindcă Isus atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus ca jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Noi, ca preoți, ortodoxi, români și nu numai noi românii, îl aduceam pe Domnul Isus Hristos ca jertfă în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare pe masa Sfântului Altar. Oamenii aduceau la biserică prescură și vin și în urma unui ritual, noi spuneam că se aduce Hristos din nou ca jertfă pe masa Sfântului Altar. Acum uitându-mă în Scriptură am descoperit că Isus Hristos nu mai moare, că moartea nu-L mai stăpânește, că El s-a adus ca jertfă o singură dată în urmă cu 2000 de ani în dealul Golgotei ca o jerfă sângeroasă și cu sângele lui astăzi a intrat în cortul care nu este făcut de mână omenească, acolo la tronul de har și de îndurare al Tatălui din ceruri. Și că dacă ne mărturisim lui păcatele, adică Domnului Iisus Hristos, el este drept și credincios să ne curățească prin sângele lui de orice păcat. Mai Gheorghe, uite ce mai spune Scriptura legea lui Moise, dar și legea aceasta a noastră ortodoxă și cea romano-catolică are umbra bunurilor viitoare. Nu este înfățișarea adevărată a lucrurilor, pentru că înfățișarea adevărată a lucrurilor s-a împlinit prin tot ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos. Adevăratul preot înaintea Tatălui este doar Domnul Isus Hristos și adevărata jertfă înaintea Tatălui este doar jertfa adusă de Domnul Isus în urmă cu 2000 de ani. Toate acestea sunt doar o umbră al acestei jertfe mărețe. Preoția de la templul din Ierusalim și preoția noastră sunt doar o preunchipuire a preoției Domnului Iisus Hristos. Și eu cred că n-ar mai trebui să stăm în umbră, ci ar trebui să venim la adevărata realitate, la adevărata lumină pe care ne-a trimis-o Dumnezeu din ceruri, prin Domnul Iisus Hristos, la adevăratul preot și la adevărata jertfă pe care o cunoaștem din Sfintele Scripturi. Altfel, dacă ar fi trebuit să se aducă din nou jertfe și jertfe și jertfe, duminică de duminică, sărbătoare, sărbătoare, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse? Dacă oamenii, fiind curățiți odată prin acele jertfe, n-ar mai fi trebuit să aibă cunoștință de păcate? Dar aducerea minte a păcatelor este noită din an în an, în fiecare post, la fiecare sărbătoare. Pentru că este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele, ca pâinea și vinul să șteargă păcatele. Este cu neputință. De aceea, când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jerfă, nici prinos, n-ai voit nici prescură, n-ai voit nici vin, nici aghiasmă, adică apă sfințită, nici anafură, nici pomene, nici parastase pentru iertarea păcatelor, ci mi-ai pregătit un trup, n-ai primit nici arder de tot, nici jerfe pentru păcat, oricum s-ar numi ele, pomene și alte liturghii și am zis, iată mă, spune Domnul Isus, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jerfe, nici prin nici ardere tot, nici jerfe pentru păcat, apoi zice, iată mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule, el desfințează astfel pe cele din tâi. Adică pe acelea de la templu, dar le desfințează și pe cele care sunt în ziua de astăzi în Biserica Ortodoxă și Romano-Catolică, ca să pună în loc jertfa sa. Și prin această voie, măi Gheorghe, prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jerfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de mai multe ori aceleași jerfe care niciodată nu pot șterge păcatele, pomenile și parastasele, liturghiile, prescurile, vinul, apa sfințită, niciodată nu poate șterge păcatele. El din potrivă s-a adus ca jerfă Iisus o singură dată ca jerfă pentru păcate. S-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și printr-o singură jerfă el a făcut de săvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. În anul 2008, M-am dus la azilul de bătrâni din Reșița. Acolo am vorbit oamenilor care locuiesc în acel azil și la sfârșit un preot care locuia acolo, un om în vârstă de 57 de ani care stătea într-un cărucior cu rotile, m-a luat departe și mi-a zis, Tinere, și eu am fost preot în biserica ortodoxă. În urmă cu câțiva ani am avut un accident și mi-a fost amputat piciorul." De atunci soția m-a părăsit, copiii m-au părăsit, biserica ortodoxă m-a scos în pensie de boală, spunându-mi că nu au nevoie de un preot care să slujească cu un picior de lemn. La vârsta de 57 de ani am fost adus la azilul de bătrâni și aș vrea să-ți spun că îmi dau seama că voi, pocăiții, și tu ca preot care te-ai pocăit, ai dreptate în tot ceea ce spui. Aș vrea să vin și eu la Domnul, dar nu pot să mă apropii de un Dumnezeu așa de sfânt, eu, care sunt atât de mult păcătos, uite, eu mai fumez, mai beau un pahar de vin, mai beau un pahar de țuică. Când o să mă las de aceste vicii, de aceste patimi, atunci o să mă apropii și eu de Domnul Isus Hristos. Atunci i-am spus acestui preot, auziți, Domn Părinte, o cântare de la pocăiți sună în felul următor, așa cum sunt la tine vin, putere n-am să mă las de vicii, de patim, tu fi sprijin, mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin, eu vin, așa cum ești, domn părinte, cu pachetul de țigări în buzunar, cu patima aceasta a băuturii, vin-o așa cum ești la Domnul Iisus Hristos, pune-te pe genunchi, cheamă-L pe El în ajutor și puterea Lui de Dumnezeu te va ajuta să te scapi de orice păcat. Preotul acesta, de la azilul de bătrânii Reșița, l-a primit pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lui. Un alt preot de la Domașnea, într-o altă biserică din Reșița, a făcut mărturisire în fața a sute de oameni că este gata să-L primească pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, că de fapt l-a primit pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor. Acest preot de mai multe ori m-a vizitat acasă, eu l-am vizitat acasă la el, la Domașnea, undeva în Cara Severin, lângă Herculane. Și preotul acesta, înainte de a muri, din păcate a decedat. L-a primit pe Domnul Isus Hristos cu dorința în suflet de a intra și în apa botezului. N-a mai apucat, fiindcă s-a dus la operație pe cord deschis la Târgu Mureș și a murit pe masa de operație. Aș vrea să vă spun în continuare că îl binecuvintez pe Dumnezeu pentru toți preoții care s-au întors la El, nu doar prin mine, ci preoții care s-au întors înainte mea sau după ce m-am întors eu la Dumnezeu. I-am cunoscut pe toți preoții din România, sau călugării, sau călugărițele care s-au întors la Dumnezeu, și am format cu aceștia, dar nu numai cu aceștia, ci și cu preoții din alte țări care s-au întors la Dumnezeu. Am format Asociația Internațională a Preoților Convertiți. Îl binecuvintesc pe Dumnezeu că Dumnezeu a cercetat preoți din toate neamurile. Cunosc preoți din Rusia, din Republica Moldova, din Ucraina, din Bielorusia, din Estonia, din Gruzia, din alte țări, din Ortodoxie, care s-au întors la Dumnezeu. Împreună cu aceștia am format Asociația Internațională a Preoților Convertiți. Cunosc preoți din lumea romano-catolică care s-au întors la Dumnezeu. Am o legătură de părtășie, de frățietate, de prietenie cu preoții aceștia. Avem legături strânse avem experiențe pe care ni le comunicăm unii altora și ne întărim unii pe alții în credință. Avem chiar lucrări împreună. La noi, în România, am început o campanie de evangelizare, asociația noastră a preoților, și lucrez împreună cu preoții pentru evangelizarea poporului nostru român, împreună cu preoții care s-au pocăit în România. În România există în jur de 15.000 de localități din care peste 4.000 au câte o adunare evanghelică, un loc în care se predică Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dar 10.000 de localități din România nu au o astfel de posibilitate de a auzi Evanghelia curată a Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să organizez evanghelizări în cele 10.000 de sate de la noi din țară unde nu este niciun fel de adunare. Împreună cu echipa misionară a asociației noastre, am început de anul trecut să vizităm aceste sate și în două, în două răstimpuri, în, pe malul Dunării, în județele Olt, în Dolj, apoi în Dobrogea, am început să avem astfel de campanii de evangelizare. Împreună cu colegii mei preoții convertiți, călugării convertiți, am mers din sat în sat, din casă în casă, de la om la om, am stat de vorbă de dimineața până seara cu oamenii pe care i-am găsit acasă pe care am găsit dispuși, ne-am dus la primărie, ne-am dus la preoții din sat, am stat de vorbă cu ei, am avut la noi mărturii ale preoților convertiți, imprimate pe reviste, mărturia lui Dumitru Cornilescu, mărturia preotului Teodor Popescu, Iosif Trifa, alte zeci de mărturii pe care le știu, mărturia mea, mărturia soției mele, am stat de vorbă cu oamenii, le-am înmânat aceste mărturii, am avut câteva mii de CD-uri și DVD-uri imprimate cu preoți care s-au pocăit cu mărturii ale acestora, cu predici de evangelizare. pe toate le-am lăsat acolo în sat, le-am dăruit câte un nou testament fiecăruia, și seara i-am chemat pe oameni în acea zi în care mergeam prin sat pe jos, seara i-am chemat pe oameni să vină în centrul comunei la evangelizare. Am avut un cort închiriat de la cineva, un cort de evangelizare, și în cortul acela de evangelizare, în toate satele pe unde am fost, zeci de oameni s-au întors la Dumnezeu. Astăzi, mă rog lui Dumnezeu ca să ne ajute să avem cortul nostru, asociația noastră a preoților convertiți. Să avem fondurile noastre ca să putem organiza evangelizări din sat în sat, din localitate în localitate, în cele 10.000 de sate în care nu este Evanghelie propovăduită în țara noastră. Îl binecuvintesc pe Dumnezeu că în anul 2011 și apoi în anul 2012 am avut ocazia să particip la întâlnirea preoților convertiți din spațiul ex-sovietic. Am fost la Kiev de două ori. Am luat legătură cu preoții aceștia am auzit mărturiile preoților convertiți din lumea ortodoxă și am văzut urma pașilor lui Dumnezeu în viața lor. Anul acesta Dumnezeu mi-a pus pe inimă să organizez la noi în România o evangelizare la care să invit 50 de preoți care s-au convertit. Am hotărât ca pentru perioada lunii mai, între 23 mai și 27, în orașul Suceava, în Bucovina noastră, într-o zonă în care oamenii sunt foarte religioși, în care oamenii se închină la moaștele sau la oasele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, într-o zonă în care oamenii se închină la picturile pictate pe pereții mănăstirilor din Bucovina, într-o zonă în care oamenii se închină la tot felul de icoane făcătoare de minuni sau la icoane care plâng, în acea zonă am hotărât să organizăm o evanghelizare la care să le predicăm oamenilor adevărata închinare în duș și în adevăr, la care să le predicăm oamenilor adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu pe care îl găsim în Sfintele Scripturi. Mi-au promis preoții din fosta Uniune Sovietică că vor veni la această evangelizare și pentru acest eveniment aștept 30 de preoți convertiți să vină în România. Acum sunt în timpul în care fac invitațiile și toate cele necesare, formalitățile pentru a obține viza de a veni acești preoți la noi în România. Am luat legătura cu Asociația Preoților Romano-Catolici care s-au născut din nou, care s-au pocăit și mi-au promis că vor lua legătura cu mine și vor ține legătura cu mine și vor trimite și de aici. De la preoții romano-catolici vor trimite preoți în România care să predice Evanghelia Domnului Isus, care să aibă mărturia cum Dumnezeu a lucrat în viața lor, am luat legătura cu pastori reformați Calvin din Transilvania, care mi-au promis că și ei vor veni la evangelizarea de la Suceava cu pastori născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu și vreau ca prin evangelizarea de la Suceava să trag un semnal de alarmă, să le spun oamenilor din poporul nostru român, din orice categorie socială, de orice pregătire, că avem nevoie de o reformă spirituală, pentru ca să vină în România noastră vremuri de înviorare, ca Domnul să binecuvinteze România, să avem un prezent binecuvântat în România, să avem un viitor ca națiune și o nădejde în sufletele noastre, avem nevoie mai întâi de o reformă spirituală. Apoi, această reformă spirituală va atrage după sine reforma morală a fiecăruia în parte. Reforma morală va atrage după sine reforma familială. Reforma familială va atrage după sine reforma socială. Reforma socială va atrage reforma educațională. Reforma educațională va atrage apoi o reformă politică, o reformă economică, o reformă în toate planurile de existență ale unei societăți. Și astfel, cu adevărat, vom putea să vorbim despre o Românie care își găsește drumul în istorie și care găsește drumul spre Dumnezeu. Fără o astfel de reformă spirituală, o reformă care înseamnă o întoarcere înapoi la Biblie, la cuvântul lui Dumnezeu, la valorile eterne, nu se va întâmpla nimic bun în România. De peste 20 de ani de când ne-am eliberat de comunism, zi o spune, despre necesitatea reformei clasei politice, ref necesitatea reformei economice și alte reforme. Dar nu se întâmplă nimic. Nu se va întâmpla nimic însă dacă nu ne vom întoarce cu fața înspre Dumnezeu. Și noi, preoții tineri din România, preoții convertiți din România, vrem să strigăm în lungul și în latul țării noastre că avem nevoie de o reformă spirituală, de o întoarcere înapoi la Scriptură, de o întoarcere înapoi la Dumnezeu. Avem nevoie de ceea ce au avut nevoie într-o zi nemții pentru a deveni un popor civilizat. Avem nevoie de un Martin Luther. Avem nevoie de ceea ce au avut într-o zi englezii, de un John Wycliffe, de un William Tyndall. Avem nevoie de un Jean Calvin. Avem nevoie de un Urlich Zwingli. Avem nevoie de un Baltazar Hubmeier. Avem nevoie de un Menon Simon. Avem nevoie de un Michael Sattler. Avem nevoie de preoți care să se jerfească precum odinioară Ian Hus, precum odinioară Girolamo Savonarola, care au murit în flăcările Inchiziției, în rugurile de flăcări înălțate de Biserica Romano-Catolică, care nu i-au înțeles pe ei și n-au înțeles mesajul Evangheliei. Avem nevoie de preoți care să se întoarcă la Dumnezeu. Avem nevoie de preoți care să se jerfească pentru cauza Evangheliei. Avem nevo nevoie de preoți care să predice în lungul și în latul țării noastre Evanghelia și oamenii văzându-i pe preoți că se întorc cu fața înspre Dumnezeu, văzându-i pe preoți că trăiesc o viață de evlavie, o viață de sfințenie, poporul nostru român să se întoarcă la Dumnezeu. Îl binecuvintez pe Dumnezeu că mi-a deschis ochii minții, că mi-a deschis ochii sufletului și astăzi pot vedea starea spirituală de căzut a poporului nostru român. Și astăzi pot vedea soluția pe care ne-o lasă Dumnezeu pentru poporul nostru român, și anume întoarcerea la Biblie, întoarcerea la valorile eterne, la cuvântul lui Dumnezeu. Cred că pentru o vreme ca aceasta Dumnezeu m-a chemat la el. Cred că pentru o vreme ca aceasta Dumnezeu m-a pregătit. Și un motto pe care îl folosim noi preoții, îl găsim în epistola a doua către Corinteni, scrisă de Sfântul Apostol Pavel. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căvătat-o, noi nu cădem de oboseală. În capitolul 4, începând de la versetul 1, sunt scrise următoarele cuvinte: Ca unii care am lupădat pădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, noi, preoți din România, astăzi nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântului Dumnezeu ci prin arătarea adevărului ne facem vreni să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei Slavei lui Hristos care este chipul lui Dumnezeu, căci noi preoții convertiți din România, nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voștri pentru Isus. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi pe dumneavoastră cei care ați urmărit acest material. Vă invităm și pe toți cei care aveți o inimă română, pe toți cei care credeți că Dumnezeul nostru este Dumnezeu al minunilor. Vă invităm să colaborați împreună cu noi preoții, să ne sprijiniți, să ne susțineți. Asociația noastră este o asociație doar de acum înființată, nou înființată. Avem nevoie de susținerea dumneavoastră în rugăciune. Avem nevoie de susținerea dumneavoastră în diferite planuri. Pentru a putea acoperi toate cheltuielile care sunt ocazionate de organizarea unor evangelizări și evenimente pe care le desfășurăm de-a lungul și de-a actul țării noastre. Vă invităm să urmăriți site-ul preoțiconvertiți.ro, asociația internațională a preoților convertiți. Acolo veți descoperi multe mărturii. Veți descoperi obiect obiectul nostru de activitate, obiectivele noastre, misiunea noastră. Acolo aveți contactul prin care puteți să luați legătura cu noi. Pentru evangelizarea ce organizăm în vara care va veni și în verile care vor veni și în zilele vieții pe care Dumnezeu ni le-a dat de trăit, avem nevoie de un cort de evangelizare. În care vrem să organizăm evangelizări prin care poporul nostru român să primească evanghelia, să se întoarcă cu fața înspre Dumnezeu. Cei care aveți o astfel de posibilitate, să ne ajutați să ne cumpărăm un cort de evangelizare. Vă mulțumim anticipat. Îi mulțumim lui Dumnezeu că noi credem că Dumnezeu ne va ajuta la lucrul acesta. Vă rog să participați împreună cu noi la această lucrare măreață și cum alte popoare au știut să se întoarcă cu fața spre Biblie, spre Dumnezeu. Și noi, popor român, să dăm dovadă că suntem un popor ales între alte popoare și vom fi aleși numai cu o singură condiție, dacă ne vom întoarce cu fața înspre Dumnezeu. Doamne ajută, Doamne de izbândă, la lucrul acesta, amin.